Astăzi vom face împreună cuib de cocos. Dacă doriți să vedeți întreaga rețetă, vă invit să urmăriți întreg videoclipul. Ingrediente: 85 de grame de zahăr, 3 gălbenușuri, 3 albușuri și 150 de grame de nucă de cocos. Pentru început voi mixa albușurile cu un praf de sare, după care voi adăuga zahăr. După ce am bătut albușurile spumă cu praful de sare, adăugăm cele 85 de grame de zahăr. Acum adăugăm cele 3 gălbenușuri și le mixăm din nou. După ce am adăugat și gălbenușurile și le-am mixat, adăugăm nucă de cocos. Amestecăm. Compoziția este gata. Acum voi lua compoziția cu o linguriță și o voi pune în tab. Peste care voi pune câte o stafidă. Am terminat de pus compoziția în tavă, iar acum le voi da la cuptor la 180 de grade. Cuptorul de cocos este gata. L-am ținut la cuptor timp de 12 minute, la 180 de grade. Acum o să vă desfac să vedeți interiorul. Dacă v-a plăcut această rețetă sau vă plac rețetele mele, vă invit să vă abonați pe canalul meu.